Bună seara, dragi telespectatori! Am vrut să mă asigur. Ne auzim. Astăzi seara avem un subiect de suflet la emisiunea Viața Gorjului despre Festivalul de Teatru Sabin Popescu și despre Sabin Popescu, un om de cultură, un mare om de cultură al Novaciului. Iar alături de mine și al Gorjului și al țării, pentru că a mers și a dat spectacole în întreaga țară. Și alături de mine este domnul Sabin Popescu, fiul lui Sabin Popescu, omul de teatru. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm tare mult că ați onorat din nou invitația noastră, de data asta nu pe teme economice, ci pe teme culturale. Și v-am rugat să facem asta pentru că tocmai s-a desfășurat festivalul Sabin Popescu, care se află la ediția a 16-a. Da, da. Și e foarte bine că autoritățile locale, împreună cu dumneavoastră, familia, ați decis să faceți acest festival. Vă felicităm! Da, așa este. Și autoritățile, dar efortul financiar l-a făcut familia. Deci au fost vorba de mai mulți bani, cu toate că este în calendarul cultural al județului Gorj, da. Deci au dat foarte puțin cei de la Consiliul Județean Gorj pentru acest eveniment, care a fost ceva deosebit, zic eu. Da, ați avut un recital al lui Ion Caramitru, spectacolele de teatru în sine, 3 zile de festival, e ceva care nu se prea întâmplă prin Gorj, mai puțin sigur, și pe domeniul cu banii puțin din partea bugetului public, da. Din partea autorităților. Da. Da, da. E foarte bine totuși că s-a făcut și că e măcar recunoscut și cât de cât bugetat acest festival a ajuns, iată, la 16-a ediție și în care copiii pot să își arate talentul în teatru, cu toate că este într-adevăr păcat că nu se găsesc fonduri pentru asemenea activități, pentru că pe lângă memoria lui Sabin Popescu, care merită să fie respectată și amintită, pentru că a făcut o mică școală de teatru la Novaci până la urmă. Da, așa este. Da? Da, așa este. Și a fost și un profesor deosebit de respectat și iubit. Citeam în revista Miorița, pe care o să o prezentăm și dumneavoastră, dragi respectatori, în câteva minute pe ecran, că orele de clasă ale domnului Sabin Popescu erau adevărate scene de teatru. Copiii erau încântați, recitate de frumos. Nu numai copiii, deci vorbea atât de tare încât și de clar cei de pe stradă. Deci nu avea nevoie de microfon, era un adevărat actor. Niciodată, n-au nevoie niciodată, de microfon. Sigur. Da. M-a impresionat viața și activitatea lui Sabin Popescu, pentru că s-a dedicat unei activități pe lângă ceea ce avea dumnealui în statul de funcții, cum s-ar spune. Deci sunt mulți profesori în țara asta și mulți profesori care predau limba română sau care predau artele umaniste, materiile umaniste, dar puțin fac mai mult decât li se cere în programa de învățământ. Cum era tatăl dumneavoastră? Ce fel de om era și acasă? Pentru că, iată, la școală se dăruia mai mult decât era obligatoriu. Adică chiar se dăruia. Da, doar își lua banii pe ceea ce trebuia să muncească. Sper să nu fiu rău și cred că nu mă aude, sau dacă mă aude de acolo o să-mi dea dreptate. Da, deci mai puțin acasă și mai mult făcea în rest, fiindcă într-adevăr și-a iubit foarte mult meseria, atât pe cea de profesor și a doua pasiune, care a fost teatru pentru el. A refuzat trupe de teatru, deci putea să joace la teatru din Timișoara, la teatru din București, la teatru din Valea Jiului, dar cu toate că nu era un gospodar în adevăratul sens al cuvântului, niciodată nu a putut să plece de la țară. Cred că dacă îl forțai să locuiască la oraș, cred că murea mai repede. Deci el era un
un intelectual cu rădăcini adânci în locurile acolo lui natale, unde s-a născut, unde erau mormântați părinții lui, tatăl lui mai ales, care a murit la o vârstă fragedă și care a fost un învățător deosebit pentru satul Cernădia, a murit la 30 de ani pentru o banală amigdalită și deci are, adică și din acest punct de vedere a fost un tip deosebit, a renunțat pentru avantaje și a rămas acolo înrădăcinat în locurile de unde s-a născut și unde s-a format. Dar totuși, fiind profesor, ce i-a insuflat dragostea pentru teatru? A avut ocazia să cunoască artiști, a mers în... Probabil și unde... Deci l-a făcut școala normală de la Târgu Jiu de aici și trebuie să recunoaștem că mai ales în acea perioadă și chiar și în perioada mea se făcea carte, se făcea școală și trebuia să fii bun la toate. Fiindcă mai ales în liceele mici, cum era cel de la Novaci, nu puteai să specializezi copiii, elevii. Și atunci elevul trebuia să fie multilateral dezvoltat, cum se spunea. Și aceiași elevi mergeau, erau luați și la teatru, erau luați și în echipa de handbal, de exemplu. Eu am făcut și handbal și chiar era... o chestiune, nu puteai să faci sport dacă nu aveai note bune la învățătură. Deci era... Da, era o regulă. Nu te primea în echipă. În echipa de liceului, performanță. Da, de performanță și era. Deci, adică făceai ora de sport, dar nu intrai la echipa de... Da, deci care reprezenta liceul. Liceul în trecerile școlare, județene sau regionale. Deci a fost, liceul Novaci a fost foarte tare. Ce să vă spun, că și eu am jucat teatru sub regia tatălui meu. Da? Da, și chiar am și luat premiu pentru cea mai bună interpretare la un concurs regional. Ce frumos. Știu că am știut despre dumneavoastră, da, că ați jucat atât. Am jucat, am luat în rolul Emil Vlășceanu din Simple Coincidențe de Paul Everac. Soția mea mi-era mamă în respectiva piesă. Deci, păi la ce vârstă ați jucat? Erați colegi? Eram liceu, da. Era mai mare, ea era mai mică cu un an. Dar tatăl meu pregătea piese de teatru, odată cu trupa de teatru formată din profesori de la Liceul Nova și Școala Generală și altă trupă de teatru a elevilor Liceului Novaci, cu care mergea dădea spectacole în toate comunele județului, deci nu era nicio problemă. Și ce să vă spun, sălile erau arhipline. Chiar dacă jucau elevii, chiar dacă jucau trupa de teatru a profesorilor. Deci erau la fel de pline sălile și practic acest lucru te făcea... Te ambiționa și da, și să pui tot sufletul acolo. Acum nu știu dacă cei din localitățile respective veneau pentru noi elevi sau pentru cel care regiza, renumitul profesor Sabin Popescu. Cred că și una, adică mai mult pentru regizorul Sabin Popescu, care era foarte cunoscut și totdeauna punea în scenă piese foarte bune, reușite. Deci oricum ne-am simțit toți foarte bine ca tineri actori și... Dar tot el nu a dorit să urmeze actoria, Institutul de Teatru. A zis că nu ai viață de familie, e mai greu să fii actor. Actor profesionist, pentru că dânsul era actor, regizor, dar amator. Amator, dar era, practic, era profesionist, deci... În sensul că nu era angajat într-un teatru. Nu asta era mă angajat refer. Într-un teatru, dar viața de actor o cunoștea foarte bine, fiindcă toată viața lui a jucat în piese de teatru, ori regizate, mai puțin de alții, dar în principal regizate de el. Și în afara județului, cum se mergea cu... adică cum
a avut ocazia să joace în afara județului, în Otenia, în țară? Păi, erau, viața culturală era altfel atunci, nu se puneau problemele materiale cum se pun acum, în momentele actuale, că totul costă bani. Atunci spuneau, pentru viața culturală, spuneau la dispoziție un autobuz cu care te deplasai, erau concursuri, nu numai județene, erau regionale, erau naționale, erai invitat, fiindcă se ducea vestea. Domnule, acolo există o trupă de teatru fantastică și erai invitat chiar în afara județului, în alt județ, nu numai în regiunea Oltenia. Dar cele normale erau organizate pe model regional, deci județean, regional. Ca la olimpiadă, cum ar veni, da, adică din etapă în etapă. Da, din etapă în etapă. Și... Deci era altceva, ca și cu sportul. Deci, păcat că nu mai există acest mod de educație în toate domeniile, în învățământ, în cultură și așa mai departe. Da. Deci pierdem foarte mult. Din păcate. Da, din păcate. Și atunci putem spune că festivalul pe care dumneavoastră l-ați inițiat și îl mențineți iată de 16 ani, este o continuare a Sigur. Ceea ce făcea Sabin Popescu, da, regizorul asta, și actorul, asta vrem și să știți. Dar nesusținut da. De la nivel național, cum era cândva da, politica și culturală. Și nici chiar de la nivel și județean. Nu prea. Deci, dar fiindcă totul se reduce la bani. Corect. Înțelegeți? Așa este. Dar ceea ce se făcea atunci în toată țara, participarea în întreaga țară, acum se face acolo la Sigur. Novaci. Și... Măcar vin trupe și joacă deci, în acest concurs. Deocamdată au fost de acolo din jurul, anul acesta, din jurul Novaciului. Pentru la anul, că deja avem semnale... Chiar profesor de aici, de la Târgu Jiu, zice, domnule, și noi avem o trupă de teatru foarte bună și n-am știut că veneam și noi. Deci pentru anul viitor o să organizăm din timp, o să începem chiar de acum. Mai întâi trebuie să facem asociație, fundația profesor Sabin Popescu, în care să putem să strângem fonduri din timp, astfel încât să nu avem probleme de organizare anul viitor, în martie, când de regulă vrem să încetățenim acest festival în martie, cum este și data când a murit în martie, a murit și tatăl meu, martie este și Sfântul Sabin, deci da. Sunt mai multe date care ne fac să ducem acest festival în martie, da, în luna martie, în fiecare an și de la anul să sperăm că vom discuta într-o colaborare și cu inspectoratul școlar să aducem din toate liceele, să vină toate liceele cu acest, la acest festival. Acum să vedem ce juri o să formăm, probabil o să aducem actori de la un teatru din afară, fiindcă aici de la Teatrul Elvira Godeanu am adunce, dar aici toți actorii au pe la licee câte o trupă de teatru pe care o fac și ar deveni subiectivi în corect. În, atunci clasa sunt cei care pregătesc sigur, echipele și cei trebuie din afară să aducem evaluează. Ceva din afară și vor fi câteva zile unde se va vor da spectacole de dimineață până seara, o să asigurăm cazare la liceu din Novaci. O să prindem o vacanță sau o să prindem un sfârșit de săptămână astfel încât să fie internatul liber, astfel încât și trupele de teatru care vin din județ să fie bucuroase că fac o ieșire. În ultima instanță este o excursie la Novaci, o zonă frumoasă. Cu aer și, curat și sigur, poate că da, și ar trebui, sigur, și trebuie să... redevină Novaciu ceea ce a fost odată, fiindcă până la urmă primele piese de teatru s-au jucat, deci dacă s-a jucat în Târgu Jiu, imediat s-a jucat și la Novaci următoarea piesă de teatru prin 1879, din câte știu eu, și așa mai departe. Deci de vreo 140-150 de ani este activitate teatrală la Novaci. Și merită menținut acest lucru. În plus, este această zonă frumoasă pe care județul ar trebui să o speculeze, astfel încât să fie un punct de atracție și pentru
restul județelor să vină să viziteze Novaciu. Am răsfoit pentru telespectatorii noștri două dintre numele revistei Miorița. Mulțumim domnului profesor Dârvăreanu, care s-a ocupat de și împreună dânsul, cu dânsul a fost de fapt și cu ideea înființării acestui festival. Da? Ne-a spus chestia asta, am accesat imediat și eu și fratele meu și am făcut tot ce trebuie ca să dăm putere acestui festival, fiindcă totdeauna am adus câte o trupă de teatru de la Teatrul Național din București, dar am rămas uimit că nu am avut audiența pe care o doream la Casa de Cultură din Novaci și ultima zi de festival, când aduceam aceste trupe, le făceam la Teatrul Elvira Godeanu. De anul acesta am hotărât că totuși noi trebuie să ne axăm și să dezvoltăm Novaciu. Și țin să vă anunț că faptul că în program a fost recital de poezie Ion Caramitru, au venit foarte mulți și de la Târgu Jiu să-l vadă pe Ion Caramitru. Și acest lucru m-a bucurat. Înseamnă că, într-adevăr, nu este greu să faci din Casa de Cultură Novaci și Novaci un templu al teatrului pentru zona Gorjului și, de ce nu, a Olteniei. Foarte adevărat. Rog regia să ne arate imaginile care prezintă cele două numerele ale revistei Miorița, pentru că pe prima dintre ele, iată, pe prima pagină, să scoatem și burtiera de emisiune, vă rog regia. Vedem pe Sabin Popescu în tinerețe, tânăr absolvent al școlii normale Târgu Jiu. Sunt imagini din piese de teatru jucate de domnia sa. În principal, piesele lui Caragiale, deci le-a iubit foarte mult, probabil unde sunt și actuale, chiar și acum. Valabile și acum. Acele piese. Da. Și m-a uimit că erau și costume, deci nu era așa joacă. Nu era joacă. Era profesionist. Era puterea cuvântului. Da. Deci chiar... Practic puteai să-l declar teatru popular de teatru. Deci teatru popular. Novaci, cu toate regulile care sunt. Din păcate, aceste imagini, am vorbit cu domnul Dârvăreanu, am fi vrut să le prezentăm mai clare, mai mari, pozele originale care există, dar fiind ceva de atunci, nu mai are dumnealui la dispoziție aceste fotografii care au stat la baza undeva, da. Care au stat la baza acestor reviste. Ar trebui să existe. Acasă, la Cernădia acolo. La Cernădia, unde e... Unde s-a născut și a trăit. Și a trăit. Chiar dacă a făcut... Iată-l pe domnul profesor, cred la că catedră. La catedră, nu? Da. Cât de impunător și se vede, sigur, pe domnia sa. Celălalt număr este din 2005. De asemenea, domnul profesor, după un anumit timp, nu mai este la anii tinereții. O adevărată figură de profesor și aș vrea să citesc câteva rânduri despre profesorul Sabin Popescu. Iată că am și găsit, am și pierdut, da, născut în 1924 în localitatea Cernădia din județul Gorj, Sabin Popescu a pornit în viață cu un pașaport ereditar ilustru, având tatăl pe Niculiță Popescu, om de teatru și condeier respectabil, iar mama descendentă a unei familii cunoscute din Novaci, cu un echilibru interior și disponibilități deosebite. La vârsta de 70 de ani, profesorul Sabin Popescu a trecut pragul acestei lumi, lăsând în urmă o familie îndurerată, realizată însă pe tărâm material și spiritual. Prima treaptă importantă a realizării personale a fost pentru domnul Sabin Popescu, aceea de învățător. Mă rog, și să nu spunem toată biografia, a urmat profesor, a predat, a jucat multe piese, a regizat multe piese, iată, La o piatră de hotar de Ioan Desideriu Sârbu. De Sârbu, da. Să ne amintim de rolul din lui Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă.
multe, multe piese de caragiale. Văd costume populare în aceeași măsură ca și costumele lui Trahanache, lui toți cei care erau personaje cunoscute ale lui Caragiale. Iată că avea și ceva rădăcini, adică se pare că a iubit teatrul datorită și familiei tatăl dumneavoastră. Ce vă amintiți de bunicul dumneavoastră? Cum de se ocupa de teatru, deci, domnia prea, sa? Deci prea puțin mi-amintesc de bunicul meu. Am spus, a murit la o vârstă fragedă, la 30 de ani, dintr-o banală amigdalită, dar ce am auzit de la sătenii din Cernădia, că era un om deosebit, un om care a depășit tot ce a venit ulterior, ce a fost înainte și ce a venit ulterior. Deci lumea vorbea cu respect despre Niculiță Popescu. Mama mea, când a făcut primul băiat, adică pe mine, imediat i-a dat numele Sabin ca tatălui meu, iar cei din sat au certat-o și au zis, dar de ce nu i-ai dat numele Niculiță, fiindcă Niculiță a fost un om mare și așa mai departe. Și atunci maică mi-a zis, lăsați că mai fac unul. Și fratele meu se numește Niculiță Popescu. Da? Ia uite ce frumos a păstrat prenumele bunicului. A fost și faptul că a făcut, deci, acea primărie din Cernădia, fiindcă Cernădia era o comună mare de moșneni, deci mai mare decât Baia de Fier și Novaciu, deci toți munții până la Alba și până la obârșa Lutului aparțineau acestor moșneni, cernăzenii. Maica mea era polovrăgeancă și tatăl ei pădurar, când a auzit că se căsătorește în Cernădia, zice, nu te duci acolo, că acolo sunt oamenii dracu, sunt dârși, sunt... Putare, comuna a fost desfințată în 1968 de către regimul Nicolae Ceaușescu și eu m-am gândit că probabil și datorită acestei dârzenii a moșnenilor din Cernădia a făcut ca Nicolae Ceaușescu să o pună pe lista desfințării ca și comună și împrăștierea ei la celelalte două comune. Să-și piardă cât de cât identitatea, da. Da. Aș vrea să vă întreb cum era să jucați sub regia tatălui dumneavoastră. Cum se purta, ca cu fiul sau ca cu actorul care trebuie să-și facă treaba? Niciodată nu s-a purtat. Va favoriza cumva? Ăsta e fiul meu? Cum se comporta la repetiții? Niciodată, nu. Deci el s-a purtat normal, adică ne-a considerat la fel ca pe ceilalți elevi, nici nu ne-a favorizat, nici nu ne-a defavorizat. Dacă maica mea, când era învățătoare la 1-4 și noi acolo la un alt învățător, făceam vreo prostie în școală, ne lua, ne bătea, ne pedepsea, taică mea nu. Deci el se purta normal, făcea, adică la fel cum făcea și cu ceilalți, nu ne dezavantaja, maica mea ne dezavantaja, dar taică mea nu, niciodată s-a purtat normal și asta nu înseamnă că l-am iubit mai mult pe el decât pe mama noastră, deci fiecare a avut rolul lui în educația noastră. Maica mea era cu acea educație bazată pe constrângere, taică meu era mai mult pe o educație prin înțelegere, prin convingere, sigur că da, dar și constrângerea aia Și a avut rolul ei și are și acum, fiindcă educația nu se poate face decât prin constrângere. Uitați-vă și în ziua de astăzi. Deci trebuie să amendezi, să faci, că dacă vrei să ai o populație civilizată, indiferent de localitatea în care ești. Păi, până la urmă, dacă nu respectăm cu toții niște reguli... Și ele nu se fac decât prin constrângere. Ne-am trezit ciocnindu-ne pe stradă, cu mașinile, cu oamenii. Dacă n-ar exista, de exemplu, regulile de circulație, automat totul o să-l bulbesta. Sigur că da. Respectăm niște da. Reguli. Chiar dacă ne luăm amendă, dacă nu le respectăm. Le respectăm de nevoie și din... Și ai o constrângere și automat te face să fii atent și să respecti ce trebuie, ce e de respectat. Da, foarte adevărat. Aș vrea să vă întreb, spuneați că tatăl dumneavoastră împreună cu mama au jucat în aceeași... Nu, dumneavoastră nu. Cu soția.
A jucat în aceeași piesă regizată de tatăl dumneavoastră. Novaci. Ați fost prieteni din liceu sau mai târziu v-ați... Nu au fost și momente și mai târziu am considerat, dar ne-am cunoscut foarte bine din... În timp ce jucați teatru împreună. Și da, și de la școală și de la... Că nu erau numai teatru. V-am spus, erau și concursurile de poezie, erau spectacole care se... Țineau în tot județul, și la Cărbunești, și la Târgu Jiu, fiindcă și recitam, și recitam și eu, recita și soția mea, foarte frumos, poate e chiar mai frumos decât mine, dar eu luam premiile și ea. Păi de ce? Premiile. Păi nu știu. Ce. Probabil... Avea spire pe tatăl să nu, 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 nu. Nu, se, nu mergea pe pile. Nu, nu. Da, nu, dar am jucat și... deci de asta spun că în viața noastră de elevi era foarte frumoasă, făceam de toate, fiindcă eram puțin și ca să particip la toate concursurile care se inițiau la nivel de județ, trebuia să facem și teatru, și poezie, și sport, am făcut și atletism. Da? Da, deci atletism de performanță, ambal de performanță, fiindcă eram puțin elevi și ne luam toți care ne luam și intram în echipele acelea și trebuia să facem față. Și veneam și aveam rezultate aici la Târgu Jiu. Cu toate liceele care erau mari aici, de la Liceul Tudor, Liceul Ecaterina, Liceul de la Motru, deci ne țineam bine. Nu. Era o competiție, într-adevăr, era și cântarea României pe vremuri, era o manifestare de masă, era Daciada, dacă vă amintiți, iar așa. Nu amintesc, n-am participat la ele, deci mergeam la cele aplicate și mai, cum să spun, de nișe, nu așa... Macro. Macro pentru toate. Deci am... Da, participam, acum mi-aduc aminte, la 5-8, chiar la... concursuri de cântece și ăsta, deși cântam, nu numai recitam. Era ceva, deci făceai de toate în școală. Deci te formai ca om astfel încât atunci când terminai liceu să poți să-ți alegi o profesie în cunoștință de cauză. Să mergi către ceva care te-ar putea reprezenta și pe care ai face-o poate foarte bine. Avem un număr SMS 0766314582 pentru cine dorește să-și amintească împreună cu noi de profesorul Sabin Popescu sau participanții la spectacole, la concursul de teatru, dacă doresc să ne trimită mesaje. Știu că foarte mulți novăceni se uită la ENSA TV și chiar am avut multe subiecte. Și foarte mulți au fost elevii tatălui meu și au un... îi poartă un respect deosebit, fiindcă, într-adevăr, au învățat română și istorie cei care au făcut cu tatăl meu. Tatăl meu a avut un principiu să nu-și ia copii la școală. Și când a văzut cât știu eu la terminarea liceului, s-a cam supărat și și-a încălcat acel principiu și fratele meu care a venit după mine când am ieșit eu, el a venit în clasa nouă, l-a luat pe frate meu. La clasă. La clasă, da. Era un... a fost un profesor deosebit, adică... deci cu care discut și soția mea și alții pe care îi cunosc, deci cunosc română datorită lui, fără să mai citească, cunosc toate operele, cunosc poezii, poezia lui Eminescu, cu versuri, cu tot, deci și-a făcut meseria așa cum trebuie, cum trebuie să o facă un dascăl. Și a fost un dascăl cu har, pentru că se știe că atunci când ai un dascăl cu har, înveți de dragul și de rușinea lui. Da, deci... știe cum să te expună materia, știe cum să te țină atent la ceea ce se întâmplă în clasă, pentru că înainte de toate, ca să poți să înveți pe cineva ceva, este să-i captezi atenția. Da. Dacă n-ai reușit să-i captezi atenția, să-i o ții acolo la ceea ce spui tu, e ratată toată ora. Toți care veneau la liceul Novaci,
tinerii elevi veneau cu frică și chiar se rugau să nu nimerească la profesorul Sabin Popescu, dar după aceea îi mulțumeau pentru faptul că au învățat română și la bacaloriat nu aveau nevoie să citească, să se aloce să mai mult timp, să facă pregătire sau altceva, nu. Deci făceau pregătirea în timpul orelor. Nu, deci el avea profesorul Sabin un obicei. Deci, de exemplu, era în clasa 12-a, era lecția de zi, care era din toată materia făcută în trimestru respectiv, și la urmă avea o întrebare din subiectele de bacaloriat din clasa 9, o întrebare din subiectele din clasa 10, o întrebare din subiectele din clasa 11 și în funcție de acestea era o notă finală care s-o dădea. Deci dacă o știai bine pe cea de zi, care era din toată materia făcută în anul respectiv, da, aveai maxim nota 7. Ah. Restul trebuia să știi din materia anii anteriori și atunci puteai să iei în urci până la 10. Și în acest fel în n-aveai clasa cum 12, să nu fii pregătit. Sigur că da. Deci era o recapitulare continuă a întregii materii da, din toți anii ca să poți să fii de 10 la Sabin Popescu. Poate da, că de asta nu oamenii au fost, se temeau. Au fost foarte puțini care au luat 10 la Sabin Popescu. Da? Dumneavoastră, fratele dumneavoastră a luat 10? Nu cred. Nu? Nu. Wow. Era destul de dur în seamă la prea notare. Puțin, deci trebuia să mergi la olimpiadă, să câștigi la olimpiadă, deci avea pretenții pentru nota 10, nota 10 spunea că este a profesorului. Da, există într-adevăr vorba asta. Da. Că nota 10 deci dădea cu aceeași ușurință și fără resentimente sau așa ceva, și 2 și 9. Da? Deci dacă luai 2-3 astăzi, dacă data viitoare știai de nou, primeai nota 9, nu da? Avea resentimente pentru e faptul că n-ai avut bun, pentru că de regulă se spune, tu ești un elev de 5, da. Sau tu ești un elev de 10, cum e posibil să da. Nu știi azi? Da. Da. Păi să te cocolim, să lasă nu, pe data... Nu, ai luat 3 rapid, nu există. Mai și 2, n-ai pregătit. Și tocmai din aceste motive era iubit de toți elevii, deci... Că era, nu făcea... Da, deci toți pe care... O să-i întâlniți și întrebați de Sabin Popescu dacă l-au avut profesor, așa o să vă spună cum v-am spus eu, fiindcă eu de la ei știu, fiindcă nu l-am avut profesor. Da. Am o rugăminte, dragi telespectatori, să nu sunați, deci este un număr afișat pentru SMS-uri. Trimiteți mesaj, că nu se pot lua telefoanele pe telefonul mobil și nu mergem pe varianta telefoane în direct la emisiunea Viața Gurjului. Deci dacă doriți să ne povestiți ceva despre Sabin Popescu, trimiteți un mesaj, îl vom citi pe post. Ce frumos, ce frumos, iată un profesor într-adevăr imparțial care, la care copilul se ducea și învăța la început cu teamă, după aceea, drag. Da, și chiar îl iubea la sfârșit când termina. Când termina și realiza cât de important e că l-a avut de profesor. Sigur că da. Cum își făcea selecția pentru trupele de teatru, adică pentru... spuneți că regiza spectacole și făcea, mă rog, în afara programului, când făceați teatru? Da, în afara programului, sigur că da. Și a terminat rămorele, mergem acasă, avem mâncăm repetiții în două de la ore, cutare. Sigur, avem repetiții, da. Deci, în principal, pe același principiu care era și la sport. În general, lua elevii buni la carte, cum se spune, că nu aveau probleme cu învățătura. Și vă dați seama că el îi cunoștea pe toți foarte bine din clasă. Deci în afară de cei buni la învățătură care puteau să parcurgă un rol, să-l învețe, să nu fie probleme de interpretarea rolului, de interpretare mai puțin, că asta te forma el, dar de învățarea rolului și să nu depinzi de suflări și așa mai departe, și plus că dacă îi trebuia un anumit personaj, un anumit actor într-un anumit rol mai deosebit, el îi cunoștea pe toți din clasă. Și chiar dacă unul era mai, cum să spun, nu neapărat foarte bun la carte, dar avea acel talent care îi plăcea lui și așa, îl promova și îl lua, îi dădea acel rol de care...
Și pe urmă îi spunea, da, nu uita că da, totuși sigur, trebuie să ai și note nu, bune pentru apă, asta. Apă și nu, poate copilul începea să învețe mai bine? Sigur, sigur că da. Deci la el nu conta că jucai aici și jucai foarte bine, tot nota 3 ai, dacă nu știai. Dar poate îi amintea să nu da, uiți că da, te-am promovat da, la teatru cu toate sigur, că ai note sigur, mici, pune mâna și învață. Sigur, sigur, nu? Sigur, sigur. Poate era un stimulent pentru copii da, că da, au fost selectați sigur, în trupa sigur, de teatru, sigur, nu? Sigur, era o mare onoare să joci în trupa de teatru a liceului, să faci așa ceva. Și mă bucur că și acum există profesori la liceul Novaci care... Am văzut câteva piese de teatru, că eu am stat la toate, chiar am fost în juriu și am, am văzut piese de teatru bine puse în scenă de chiar de tinerii profesori de acolo. Chiar și bine cei jucate de, la, de elevi. Da, chiar și cei de la 5-8, de la școala gimnazială și de la grădiniță, deci și m-a uimit de fiecare dată faptul că cadrele didactice și părinții se ocupau pentru a costume, confecționa costumele nu? Și ele. Deci fantastic. Deci este o plăcere să asisti la un astfel de festival și să vezi câtă muncă se înglobează într-o piesă, într-o scenetă, poate de 5-10 minute, 15 minute, câtă muncă este în urma acestei scenete. Am să revin să spun telespectatorilor că nu putem lua telefoane în direct, deci vă rog pe numărul afișat să trimiteți SMS-uri. Iată ce spune domnul profesor Dumitru Bondoc despre Sabin Popescu. I-a fost elev. I-a fost elev? Și coleg la urmă în cancelarie la liceul Novaci, când a venit și dânsul profesor la Novaci. Iată. Da. Profesor de... Română. Iată. Da. Deci, într-adevăr, a insuflat mult dragoste pentru limba română elevilor săi. Ca dascăl, pe lângă pregătirea personală, a avut un har deosebit, dublat de o devoțiune aparte și de o vocație în meserie. Actorul Sabin Popescu a imprimat în mințile școlarilor acele nuanțe și conotații ale cuvântului greu de perceput la o lectură sau la o ascultare obișnuită. Nu întâmplător, elevii pe care i-a pregătit s-au situat mereu pe primele locuri la concursurile școlare în care au fost angajați. Tot Gorjul știa că la Novaci era un profesor mare și acela era domnul Sabin Popescu. Apoi, ce frumos recita! Cine din cei care l-au cunoscut nu a ascultat vrăjit Focul dragostei la o întâlnire mai deosebită poezia Focul dragostei din tâi de Vasile Militaru? Da. Dar ceea ce ține de un registru spiritual nepereche al domnului Sabin Popescu a fost teatrul, spune Dumitru Bondoc. Dacă Novaciul a avut atâtea reprezentații teatrale recunoscute în toată Oltenia, cu premii câștigate în atâtea concursuri, în vremuri mai bune sau mai vitrege, aceasta se datorează acestui om. A mobilizat cadre și școlari, oameni de cultură sau oameni cu har și talent, fiind în același timp regizor și actor, deopotrivă de strălucitor în ambele ipostaze. Cei care l-au văzut și ascultat nu puteau să nu-l recunoască drept cel mai bun interpret amator al personajelor lui Caragiale. Să ne amintim de rolul lui Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă. Interpreta cu același succes roluri de personaje pozitive sau negative. Să ne amintim de piesa La o piatră de hotar de Ide Sârbu, dar câte nu sunt ipostazele memorabile ale domnului Sabin Popescu ca om de teatru. Pe lângă harul celor aleși, avea o delicatețe și o discreție personală care îl făceau agreabil în orice cerc și care erau semnele unui om educat și ale cărui resorturi interioare vibrau de o bunătate și omenie, de bunătate și omenie. Să nu-l uităm niciodată pe domnul Sabin Popescu și să depunem noi și generațiile viitoare florile recunoștinței pe piedestalul amintirilor despre cel care a fost profesorul, actorul, regizorul și omul Sabin Popescu. Și pentru că vorbea domnia sa de piedestal, v-ați gândit la un bust Sabin Popescu în Novaci? Da, poate. Nu știu dacă... neapărat în Novaci, probabil ar trebui acolo la liceul Novaci sau poate chiar la Casa de Cultură, fiindcă a făcut
Nu ne-am gândit încă, dar acum avem acest proiect cu dezvoltarea Festivalului de Teatru și probabil o să vină și acel proiect cu un boost și ăla și da, chiar o să mă gândesc. Nu? Da. Deci da. Nu v-ați gândit, e propunerea mea atunci. Da, să numim așa, da. Să numim așa. De altfel, dacă ne aflăm în acest an la ediția 16, peste 4 ani va fi ediția 20. Și am putea să facem. Între timp facem acea fundație sau asociație culturală Sabin Popescu, în care strângem fonduri și automat vom avea și fonduri, probabil, pentru un bust care să-l facem așa, să reprezinte cât mai bine, să găsim un artist da, care să-l, neapărat, da. Să-l facă cât mai bine. Cum a urmat, după ce ați terminat liceul dumneavoastră, activitatea teatrală dumneavoastră? Ați mai continuat cu literatura, cu teatru? Nu, sau nu. V-ați îndreptat către... La petreceri mai recit, chiar și acum mai recit, dar la petreceri așa între prieteni, chiar și la un spectacol de teatru, mi-aduc aminte, acum 10 ani, da, cred că 10 ani, 10-12 ani, Damian Crâșmaru a venit și a jucat aici pe scena Teatrului Elvira Godeanu pe 10 mai în cadrul Festivalului de Teatru Sabin Popescu, chiar de ziua lui. Am plinit 72 de ani. Și atunci am făcut o petrecere, adică a stat lângă soție la București, a venit să joace în cadrul festivalului și m-am gândit să-i facem o petrecere, am făcut-o cu lăutari, cum putem noi să facem, cum suntem noi gorjenii ospitalieri, și atunci am și recitat. Am vrut să-i arăt ce a pierdut teatrul românesc, fiindcă taică mă n-a vrut să mă dea, da. Să mă lase să dau la teatru. Nu v-a lăsat să dați la nu, teatru? Nu, nu, nu. De ce? Nu, ce v-am spus, că n-ai viață de familie, n-ai... Cu toate că odată, la ziua mea, la București, venise cu maică-mea, unde stăteam acolo, am recitat din nou și lor și proprietarului la care stăteam și cu care eram prieten, și mi-a spus maică-mea că noaptea, atunci după ce am terminat petrecerea, a zis, ce vochiță, cred că am greșit că nu l-am lăsat să facă teatru. Da. Da. Asta este. Cam târziu. Da. Putem considera că ne aflăm aici într-un cerc de prieteni suficient de plăcut pentru dumneavoastră ca să ne recitați și nouă? Nu am... Vă rugăm. Da. Ei, câteva versuri așa. Câteva versuri, da. Jalnic vâje prin noapte glasul codrilor de braz, ploaia cad în repes picuri, repes fulgerele cad. În castelul de pe stâncă, la fereastra solitară, stă pe gânduri o femeie și privește noaptea afară. Al ei suflet e furtună, noapte e privirea ei, astăzi ei pus în rândul celor mai de jos femei. E regina ostrogotă, dar aici, în turn, e roabă. Lacrimile în ochii palizi îi sunt singura podoabă. În tăcerea din odaie intră cruntul teodat. Ea se întoarce tristă, blândă. Tu mi-ești rege și bărbat, m-ai privit întotdeauna ca o piedică în cale. Pentru ce mi-ascundea purul taina gândurilor tale? M-ai închis aici în lanțuri și am răbdat în chip păgân. Și mi-am zis, el are dreptul, mi-e bărbat și mi-e stăpân. Regina ostrogoților. Ce frumos, domnul da. Popescu, ce surpriză. N-am da, știut că recitați așa de da. Frumos. Am luat și premii, v-am spus, și de poezie. Și n-am de... știut nici când asta. Când era mele. Da. Mulți ani de atunci sunt
40 de ani, 40 și de ani. Le-ați meritat, credeți-mă. Da. Deci chiar m-ați surprins, adică am zis că vorbim despre Sabin Popescu, tatăl, și iată că vorbim, dragi telespectatorii, despre și cu Sabin Popescu, fiul, recitând extraordinar. Deci m-ați lăsat fără cuvinte. Mi le caut acum, dragi telespectatori. Telespectatorii sună în continuare. Vă rog, da SMS, vă rog eu foarte mult, pentru că nu luăm. Este regulă, ne pare rău. Am stabilit o regulă, nu luăm telefoane în direct la Viața Gorjului. Foarte frumos, extraordinar. Sunteți a treia generație de om de teatru din familia Sabin Popescu. Chiar dacă nu jucați și n-ați dat la teatru. Da, știți, mă gândeam la un proiect și discutam chiar cu domnul Dârvăreanu să mai capacitez colegi de-ai mei cu care am fost în trupa de teatru din liceu și să punem în scenă o piesă de teatru pe care a pus-o tatăl nostru cu noi. La vârsta asta. În regia domniei sale, chiar dacă... În altă regie, da? Să zicem, la 40 și ceva de ani după ce am jucat pe băncile liceului din Novaci acolo. Și... Ar fi o idee extraordinară, la o ediție viitoare. Să facem, dar vedeți, implică foarte multe și timp, mai ales și să-i găsesc pe toți. Să vină la repetiții. Păi, de exemplu, am făcut... O scrisoare pierdută în care am jucat și eu și soția mea și Gheorghe Porumbel, director de la Doina Gorjului. Făcea parte din trupa noastră de teatru? Sigur, și da? Liviu Dafinescu și el, am fost colegi de ele, regretatul. Deci eram trupă puternică, deci pot să spun. Și deci am putea să ne... Mai ales că spuneați că pe vremea în care dumneavoastră jucați ca elev, era și trupa de profesori. Sigur, sigur. Că acum profesorii noștri mai joacă teatru la Novaci? Nu. Elevii? Elevii, da, fiindcă mai sunt profesori care regizează, pun în scenă piese de teatru, cel puțin pentru, o dată pe an, pentru martie, pentru când festival. Este festivalul. Deci, dar eu sper să fie și pentru... Adică merg și la alte concursuri, probabil. Incredibil, emisiunea s-a desfășurat și a trecut așa de repede încât mai avem 2 minute, domnule Sabin Popescu. Nu mă gândeam că o să treacă așa de repede și că nu o să terminăm de vorbit despre Sabin Popescu. Bine că nu o să terminăm niciodată de vorbit de Sabin Popescu. Dar mă bucur că emisiunea asta ne-a dat idei, v-a dat idei, iată să poate o să vedem un boost Sabin Popescu la Novaci. Da, chiar o să-l iau. Iată, ați avut o idee și ați pus-o deja în fața telespectatorilor, deci ca și o promisiune că poate veți juca o piesă de teatru din nou. Costumele cine le face? Părinții? Cine mai face costumele? Noi le facem, sigur. La ce piesă v-ați gândit? Păi nu știu, tot Caragiale, dacă i-a plăcut Caragiale, sigur că da. O noapte furtunoasă. O scrisoare pierdută, o scrisoare că sunt alegerile, tocmai urmează. Sigur că da. Despre Sabin Popescu, fiul, dragi telespectatori, vă spuneam și în emisiunea trecută că asta nu v-am spus, acum face afaceri și nu mai face politică. Ați făcut politică, faceți afaceri. Da. Cât mai putem. Recitați foarte frumos. Da. Și o să redeveniți actor. Pentru... O zi pe an. O zi pe an pentru Festivalul de Teatru Sabin Popescu. Merită, credeți-mă. Da, merită. Da. Încă o dată vă felicit pentru faptul că ați susținut Festivalul de Teatru Sabin Popescu să ajungă, iată, la ediția 16 și începem pregătirile pentru anul, nu? Da. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Dragi spectatori, l-am cunoscut împreună, mai de aproape, pe Sabin Popescu, regizorul, actorul și marele profesor și marele om care a fost la Novaci, și un tată deosebit, și în paralelă cu fiul său și prin vorbele fiului său, Sabin Popescu. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!